Scratch, masa tăcerii. Masa tăcerii reprezintă una dintre cele trei piese ce compun ansamblul monumental de la Târgu Jiu, operă a sculptorului român Constantin Brâncuș. Ansamblul este un omagiu adus eroilor căzuți în timpul Primului Război Mondial. Lucrarea este realizată în piatră și reprezintă masa de dinainte a confruntării în bătălia la care urmează să participe combatanții. Timpul este reprezentat prin dispunerea circulară a celor 12 scaune clepsidră care îl măsoară. Filmul următor prezintă realizarea imaginii scaunului clepsidră cu ajutorul aplicației Paint 3D. Deschidem aplicația Paint 3D, proiect nou, pânza de desenare sau suprafața de desenare este redimensionată, biblioteca formelor 3D este accesată, iată și jumătatea de clepsidră deja predefinită, copiere, clipire, inserare, rotire după axa X la 180 de grade, multiselecție, grupare. Centrăm obiectul pe suprafața de desenare. Modificăm culoarea. Atribuim un finisaj materialului care îmbracă clepsidra. Salvăm obiectul ca imagine transparentă cu extensia GIF. Sesiune de autoevaluare. Utilizați aplicația Scratch pentru a realiza o scurtă animație pe tema Brâncuș, monumente în aer liber. Printre cerințe, integrați în scenariu obiectul 3D realizat anterior, dublați prin voce dialogul din poveste. Proiectarea animației în Scratch presupune alegerea decorului, alegerea personajelor și alegerea blocurilor ce vor compune rolul prevăzut în scenariu pentru fiecare personaj. Fiecare cod este compus din stive de blocuri grafice extrase din grupurile mișcare, aspect, control, evenimente și prin apăsarea butonului alege o extensie, am inserat și grupul
text în vorbire, text to speech, necesar pentru rostirea cu voce de robot a textelor. Observație, personajul clepsidră apare în scenă după 40 de secunde. Pictograma alege o extensie, a deschis grupul text în vorbire, din care am selectat blocurile setează vocea alto și spune salut. Personajul masa tăcerii a fost integrat în animație cu ajutorul opțiunii încarcă personaj. Acesta este codul scurtei animații care este atribuită personajului Scaun Clepsidră. Abby are vocea setată la valoarea alto. Programul ei folosește blocul spune din grupul text-to-speech, text de vorbit, la fel ca și personajul Ripley, care are vocea setată la valoarea tenor. Salut! Oare unde am aterizat? Salut! Bun venit în România! În orașul Târgu Jiu. Lângă masa tăcerii a lui Constantin Brâncuș. Brâncuș, am auzit de el și de scaunele clepsidră. Pot să desenez și eu un scaun clepsidră? Desigur. Acum vor fi 13 scaune. Data viitoare voi veni cu toți prietenii mei la Târgu Jiu. Sunt scaune pentru fiecare. La revedere! Pe curând! Tema pentru acasă. Utilizați aplicația Scratch pentru a realiza o scurtă animație pe tema Brâncuș, monumente în aer liber, printre cerințe. Realizați 3 scaune clepsidră în culorile roșu, galben și albastru. Inserați cel puțin 3 personaje din galeria aplicației. Inițiați un dialog între personaje care să prezinte informații generale despre lucrarea masa tăcerii. Vă mulțumesc!